Salutare din nou de acasă, într-o zi frumoasă de sâmbătă, zi de sărbătoare. Astăzi este Sfântul Dumitru, e și o vreme superbă afară, de toamnă. O să vă arăt, uitați, soare și frumos. Astea sunt florile Gabrielei. Apropo de Gabriela, nu este acasă astăzi, ea muncește, e la servici. Sunt doar eu. Deci o să fac un vlog, un daily vlog sau ceva de unul singur. Am făcut un antrenament, dacă tot am ieșit. Am lucrat astăzi piept cu ceva umeri. După antrenament am făcut câteva cumpărături pe care o să vi le arăt și vouă. Și dacă vă interesează, dar să am și eu ce film aici. La data am fost la Julius Mall. Deci Gabriela care avea poftă de ceva chinezesc și am fost la Kung Fu, de asta mâncare chinezească. Am luat niște pui, cam așa arată, un piept de pui într-o crustă și cu ceva susan pe deasupra. Caserola din asta și o caserola din asta, tot un fel de piept de pui, doar că făcut cu băcare și ăsta, susan, ține crustă, dar are ceapă, are ardei roșu. Da, hai să vedem. S-a costat 40 și ceva de lei ambele. Hai să mă uit pe bon să vă zic exact. Așa, pui 5 arome, 250 de grame, pui gambian, 250 de grame. A costat câte 24 de lei fiecare și 1 leu pe panorama asta de pungă. Dacă vreți să vedeți bonul, ăsta e. Deci n-am luat decât carne pentru că orezul o să-l fac acasă. Nu mai are rost să mai dau bani și pe orez. Orez am luat de la Lidl. Așa, să vă arăt și ce am cumpărat de la Lidl. Am de orez, am luat 1 kg de orez basmati pentru că asta se gătește mai ușor, cam în 10 minute este fiert și nici nu se lipește așa tare ca cel clasic. E puțin mai scump o pungă din asta de 1 kg de orez basmati la preț întreg, dar circa 10 minute scrie și pe pungă. A costat 12 lei. Am găsit și în Kaufland, doar că acolo e la jumătate de kilogram și costă vreo 6 lei. Deci e același preț, ori cumpărați la jumătate de kilogram, ori la kilogram. Mare afacere cred că o să faceți doar dacă o să-l prindeți la reducere, în rest nu. Așa, am găsit un fel de piftele proteice. Cam așa arată, mediteraniene și chicken cu paprika, nu știu ce. Proteine din semințe de in, cu proteine din semințe de in și celălalt zice că ar avea 48 de grame de proteine pe cutie, pe ambalaj. Unele sunt mai închise la culoare, unele mai deschise. O cutie are 200 de grame, 48 de grame pe cutie, deci ar veni 24 de grame de proteine pe 100 de grame. Nu mai bine, dacă împărțim o cutie din asta în două, este suficient 24 de grame de proteine la o masă. Deci piftele astea ajung pentru 4 mese. Dacă mai punem un orez și ceva legume pe lângă, nu este suficient. Avem sau o salată, avem de o masă. Deci sursă bună de proteine. Dacă vreți să vedeți ce mai scrie pe aici. Se prăjesc la foc mediu 5-7 minute în ulei și se întorc de câteva. Eu mă gândeam că gata făcut, dar văd că nu. Bine că v-am arătat vouă cu ocazia asta, m-am uitat și eu pe spatele ambalajului. Se pot face la microunde, da, așa, timp de un minut la 600 de W sau un cuptor preîncălzit la 160 de grade, 7-8 minute. Ori le fac la microunde, ori la air fryer, nu le fac prăjite în ulei. În fine, dacă vreți, vă luați, găsiți la Lidl, doar că nu sunt tot timpul. Eu astăzi am dat cu ochii peste ele, din întâmplare, mă uitam pe rafturi și am găsit chiftelele astea proteice. High protein bowls. În fine. Sper să fie bune. Ce am mai luat de la Lidl, ca să nu fac orez din ăsta clasic,
Am cumpărat așa ceva, un fel de orez amestecat cu legume și cu pui, indonezian style, cu piept de pui chicken breast, vedeți? Se pot găti la tigaie sau să le fac la tigaie, circa 14 minute sau 17 minute la microunde. Astea au, să vedem, vara și vouă. Au așa, la proteine pe 100 de grame, 5,8 grame. Nu cine știe ce. Dar, în fine, merg cu piftele pe care le-am luat eu. O să orez ce mai... O să vă arăt, o să gătesc chestia asta astăzi. Și o să vă filmez și vă, o să vă arăt ce e în interiorul pungii. Bun. Și acum să vă mai arăt ceva, dacă tot am găsit la reducere. Asta nu are treabă cu sportul, cu proteine, cu așa. Uitați, am luat un tort din ăsta, tort cu ciocolată și aromă de vanilie. Era la reducere și am zis că de ce să-l iau, arată destul de binișor. A costat 35 de lei. Mi se pare că tortul acesta. Mă mir că am găsit, că de obicei se vând repede. Bun, asta sunt cumpărături de la Lidl. Și pe lângă Lidl am fost și la un magazin aici, care sunteți din Iași. Un magazin de suplimente nutritive, aflat în baza 3, în incinta Egros. Magazinul se numește BeFit. Este deținut de doi tineri simpatici. Dacă o să treceți prin Egros, magazinul se află în zona... cu pavaj roșu, deci urmăriți pe jos să aveți diverse culori. O să vedeți când o să ajungeți în Egros, portocaliu, verde, albastru. Ei sunt amplasați pe zona cu pavaj roșu la standul G82, am impresia că. Și mergeți acolo, dacă vreți, suplimente nutritive, vitamine, minerale, echipament sportiv, accesorii. Au destul de multe chestii în magazinul respectiv și sunt și sportivi, deci știu despre ce e vorba. O să vă ajute, o să vă consilieze. Am cumpărat așa cum orez instant. Este o pudră de orez pe care o folosesc dimineața atunci când nu am chef să-mi gătesc ceva de mâncare. Vreau să-mi fac ceva rapid, de exemplu, și îmi fac un fel de terci proteic, zic eu, sau așa ceva de genul, și amestec pudră, o cupiță cu pudră din asta de orez. După aia, mai pun. O să vă arăt că mai am băit îndurat. Mai pun o cupiță de izolat proteic sau de ce proteine am eu prin casă în momentul respectiv, pentru că trebuie să... să mâncăm și proteine, nu putem să mâncăm doar orez, doar carbohidrate. După aia, dacă vreți să luați în masă musculară, puteți să folosiți unt de arahide. Până cu orezului, puteți să puneți și ovăz. Așa ceva. Doar că nu are granulație fină. De la ei, de la magazin, uitați. Luam un fel de ovăz care era tot așa pudră. Tot de la Vitabolic și pe consum și astea, vedeți? Asta de la Vitabolic, făcute. Și ovăzul de la ei, de la ce luam de la magazin, era tot așa pudră, se mixa foarte bine cu proteina. Doar că de data asta nu aveau ovăz pe stoc, așa că am luat două de orez. Au costat 44 de lei bucata, vedeți că au prețul pe ele. Și la așa, la informații nutriționale, au proteine 8,4 grame pe 100 de grame și carbohidrați 77 de grame, da? Deci pentru carbohidrate l-am cumpărat. Unul este cu aromă de vanilie, sunt și aromate. Și unul cu aromă de ciocolată. Da, și pe lângă acestea două, pudra, untul de arahide, adaug lapte pentru a obține o consistență așa ca un fel de gris cu lapte și mai pun și fructe de pădure. Fructele de pădure sunt luate fie de la Lidl, fie de la Kaufland. Pur asta am fructe de pădure de la Kaufland, ceva de genul ăsta.
un mix cu căpțâni, cu afine, cu zmeură, cu mure. E ok. Și dacă aveți în casă și banane, puteți să puneți și banane. Vă zic, o să rezulte o masă destul de consistentă și sățioasă. Acum, o să strâng de aici ce nu am nevoie și o să trecem la prepararea mixului ăsta. O să scot o tigaie, pun puțin ulei și pun mixul ăsta la făcut pentru că sunt flămânci și nu am mâncat nimic, mi-am băut doar shake cu proteic de după antrenament. Aici. Am pregătit o tigaie, am pus puțin ulei, nu prea mult, una, două linguri de ulei, zice pe pungă, dăm drumul la plită, la foc mare și după ce tigaia se încinge, punem toată punga de orez cu pui și legume, în stil indonezian. Așa, să tăiem punga, vedem cum arată, asta s-ar fi înferbântat. Da, cred că trebuia să folosesc ocul. O, e cam mică tigaia asta mea. Părea cam puțin preparat, părea cam mititică punga, da? O să e destul de multă cantitate. O să fac aici un switch, dar nu mai tai la montaj. O să las așa. Să prind și lumină, ca să se vadă mai bine. Ok. Facem transferul. Da. Se lucrează mult mai ușor în wok-ul ăsta, când ai o cantitate mare de preparat. Așa că tigăița asta mititică, mai dai pe lângă când înveți. Cam așa arată. Asta arată destul de bine. Și nu arată destul de bine. Pe pungă zicea că ar trebui să lăsăm cam 8 minute la foc mare. După aia să-l mai gătim încă vreo 6 minute la foc mititel. Nu se dă drumul la fotă. Se facă ceva biologie, dar mă auzi din voi. Aia amestecăm din când în când. N-am mai pus microfonul, sper să mă auziți. Pare câteva bucățele de piept de pui, are matăre, are morcov, are orez, nutel sau nu știu ce se știa. Nu știu ce se știa lui. Și o ceapă văd că mai are aici. Da. Sigur o să fie bun. Eu de obicei făceam orez clasic, vă dați seama. Cel mai că ca să dau gust la orezul ăla, mai puneam căr în el. Dar asta chiar o să fie bun. N-are cum să nu fie bun. Cu biftelele luate de la Lidl, o să fie o minunăție. Revin mai târziu când o să fie aproape gata preparat. Ne-am pus și microfonul între timp să mă auziți mai bine și cam așa se prezintă orezul cu pui după 8 minute de gătit pe foc mare. Vă zic, are un miros fenomenal, se duce cu gândul la Asia după cele 8 minute le lăsat la foc mare. Arată foarte bine. Se miroase și mai bine. Parcă am mai și scăzut. Am dat focul la mai mic și îl mai las cam 5 minute. După care le iau de pe foc.
Ia, uite ce. Ce fain s-a făcut. Nu vezi să știți ce, ce bine miroase. Da, și nu cred că v-am zis cât am dat pe șmecheria asta de orez cu pui și legume. O pungă din asta a costat 15 sau 16 lei. Mi se pare că mai era un sortiment și cu porc. Carne de porc. Eu am preferat să iau pui. Iar cât despre pifteluțe, cred că și despre astea am uitat să vă zic, că au costat 10 sau 11 lei cutiuța. Deci n-ar fi chiar așa de mult pentru o masă. 5 lei. Proteina și cu, să zici că mănânc jumătate din porția asta, totuși pare cam mult, dar o mănânci jumătate din punga asta de orez cu pui și ai și aici carbohidrat, ai și legume și ai și proteine, vedeți că are și piept de pui. Deci să zic că ar veni 8 lei și cu 5 ar veni 13 lei. Eu zic, nu știu ce ar mai trebui pe lângă așa ceva. E o decent, o masă la un preț super ok făcut acasă. Dacă te duci în oraș și comanzi așa ceva, nu cred că mănânci cu 15 lei așa de bine și așa de sănătos. O să ziceți acum unii dintre voi că e prăjală, că e, da, n-am ce face, trebuia să o prăjesc. Parcă n-aveam chef să o fac la microunde. Pe din tiga aici făcută are alt gust. Cam așa arată. Vă filmez și mai de aproape. Revin după ce e gata preparatul, după ce îl pun în farfurie. Haideți să vă arăt cam cum arată masa mea de după antrenament. Ia uitat-o. Cam așa se prezintă. Din toată cantitatea de orez n-am pus jumătate. Ia uitați, cam atât a mai rămas. Pifteluțe nu am pus multe pentru că orezul, după cum vedeți, are și piept de pui. Nu vreau să pun prea multă proteină. 20-30 de grame de proteină la masă cred că este suficient. Am pus doar 5 pifteluțe din 15. Mai sunt încă 10 pifteluțe rămase în cutie. Și pe lângă orez și pifteluțe am pus și o murătură pentru că merge la așa ceva. Deci cam asta e ideea de masă rapidă, făcută în 15 minute. Nu prea costisitoare, am spus cam cât am dat pe ingrediente. Și ușor de făcut, imediat o preparați, nu trebuie să aveți mari veleități de bucătar. Ok, cam asta e vlogul pentru astăzi. Dacă vă place, dați voi un like, un subscribe și ne mai vedem, ne auzim cu următoarea ocazie. La revedere!